Tare, tare, sau tinerii. Esau și Iacob. Băieții aceștia s-au făcut mari. Acum 14 ani când am ajuns în Canada, mi-aduc aminte de Daniel Măcicășan, îl văd acum, limite de pe picioare. Cam câți ani credeți că avea el atunci? Cam 4 ani, așa-i Daniel? Acum ai văzut cine? 4 ani, așa-i Daniel? Erai, ridică-te în picioare. Aveai 6, erai un pic mai mare, așa-i? Erau niște, așa... Filip, câți ani avea atunci? Acum 14 ani, ridică-te și tu în picioare. Un pic mai mare ca Filipa mea. Și sunt alții care acum ocupați locurile, sunt alții care acum vin la tinere și i-am văzut că sunt în biserică, i-am văzut aduși la biserică pe braț de binecuvântare, slăviți să fie Domnul. Și am bucuria să se văd la tinere și să pot să împărtășesc cu Domnul ei. Domnul se binecuvinteze și se crească mari. Vedeți, copiii sunt mici, îi avem în familie noastră pentru un timp, sunt mici și cresc mari. Și au destinul mâini. Și trebuie să decidă pentru destinele lor. Prima parte a mesajului meu se va adresa celor ce au luat o decizie pentru Domnul. Pentru cei ce deja fac parte din familia lui Dumnezeu. Au dreptul de întâi născut în familia lui Dumnezeu, dreptul de mântuire prin Hristos. Și apoi aș vrea să mă adresez și celor ce încă n-au luat această decizie. Dar vine vremea și ne face mari. Deci băieții aceștia s-au făcut mari și au fost mici la părinților. Câteodată când vedem că un copil calcă pe lângă cărare, avem vina să dăm vina pe părinți, avem așa obiceiul să dăm părinții, părinții, știi părinții, învățătura, știi părinții, părinții, părinții. Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, Isaac a fost un om evlavios? Mai tare, când se aude? Era un om evlavios, da? Dar Rebecca a fost o femeie credincioasă? Și cum s-a întâmplat că nici Iacob și nici Esau nu erau credincioși cum trebuiau să fie? La vârsta când erau deja băieți, așa, nu știu câți ani aveau, dar poate că aveau 18, 20 de ani sau mai mulți, mai puțin, nu știu câți aveau. Dar deja erau niște băieți aceștia, s-au făcut mari, chiar nu mai erau niște băieți așa de 4 ani și de 6 ani. Dar l-au prins probabil în jur de 14-15 ani și pe bunicul lor Avram. A fost Avram un om credincios? A fost în genunchi. Deci a fost? A fost Avram un om credincios. Au avut și un bunic credincios, au avut și părinți credincioși, s-au văzut și închinare în familia lor. Și-au văzut și credința trăită cu Dumnezeu. Și totuși, Iacov n-a reușit, Esau n-a reușit ce-au reușit părinții lor. De aceea, vândem așa, să n-aruncăm blamă pe câte un părinte când vedem că copilul lor calcă strâmb și zicem, știi, părintele, destinul a fost în mâna lui Iacov și a fost în mâna lui Esau. Așa este, frații mei. Avem datorie? Avem obligație, e posibil ca eu să-mi întărâd copiii la mâine, e posibil să fie și vina mea și a părinților, recunosc lucrul acesta. Dar să avem totuși grijă cum judecăm, să nu judecăm greșit. Dar mesajul în seara asta nu se va adresa părinților, care putea fi un mesaj de aici, probabil la o binecuvântare de copil, unde spune că Esau iubea mai mult, Isaac iubea mai mult pe Esau, de ce? Că mânca din vânatul lui. Și Rebecca iubea mai mult pe Iacob, pentru că stătea mai mult chiar acolo. Mesajul se va adresa tinerilor. Pentru că tinerii își doresc binecuvântarea lui Dumnezeu și pe lucrul acesta. Și Iacov și-a dorit binecuvântarea lui Dumnezeu și Esau și-a dorit binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar s-a întâmplat ceva în viața lui Esau și despre Iacov nu o să vorbesc mult în seara aceasta, chiar deloc nu o să vorbesc. A fost toată când am avut un mesaj despre Iacov și am luat aproape toată istoria lui. Dar vreau să punctez ce s-a întâmplat în viața lui Esau. Până acolo mergem vechi, în Noul Testament, cuvântul Domnului și vechi, suntem aleată, Dumnezeu a ajuns să-l urască pe Esau, pe acest copil, care era copilul lui Isaac. Dumnezeu a ajuns să-l urască. Cuvântul Domnului spune că, versetul 29, odată pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la când rupt de oboseală. Știi, începe așa ca o poveste. Și nu a fost o poveste, a fost o istorie adevărată. Odată, așa, odată, într-o zi obișnuită, cum a fost astăzi la amiază, unul, Esau se întoarce de la când, obosit, el zice, rupt de oboseală. Ați fost vreodată rupt de oboseală? Cine a trăit o clipă când a putut să zică am fost rupt de oboseală? Mâna sus.
Eu mi-aduc aminte, odată eram în armată, patrulam pe alea de patrulare și am atât de obosit că din picioare am căzut jos și m-am trezit așa speriat ce s-a întâmplat. Mi-am căzut din picioare și eram de obosit. Și au fost și alte momente. Dar Esau ajunsese într-un moment atât de obosit încât se este deschis aici rup de oboseală. Iacov l-a văzut. Tatăl lui l-a văzut. L-a văzut că e obosit și s-a hotărât să profite. Era obosit și l-a rugat, a făcut o rugăminte frumoasă. Adevărul e că mă deranjează foarte mult între copiii mei când văd că un copil cere un lucru și celălalt începe să-l șantajeze. Și cred că la nimeni îi place să fie șantajat, dar se întâmplă. Și cealaltă zice, văzându-l așa de obosit, merge undeva între extremă. Îi cerea aproape cea de el mai scump. I-a cerut dreptul de întâi născut. Și ajunge în final să-și mândă dreptul de întâi născut. Ce a ajuns? Ce l-a făcut pe Esau să devină atâta de urât înaintea ochilor lui Dumnezeu? Era fiul favorit al tatălui. Ce înseamnă fiul favorit al tatălui? Când se ceartă doi copii și unul știe că poate să fugă, mai ales la tata. Păi tata e peste mama, până la urmă. Dar mama ascultă de tata, nu? Da? Esau petrecea foarte mult timp la câmp, da? Aici zice, Esau era un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Știți ce se întâmplă, frații mei tineri? Poate că ne place foarte mult să petrecem vremea pe câmp. Iacob avea partea asta, să zic, mai bună, își petrecea timpul acasă. Ce înseamnă spiritual acum, frații mei? Ce înseamnă spiritual că îți petreci vremea pe câmp? El umbla după dunar. Nu e greu să citesc textul, descrie ca un om lumesc, firesc. Dar e faptul că petrecea vremea rupt de familie, rupt de ai lui, la câmp, acolo probabil nu neapărat că stătea singur, stătea cu prietenii, avea prieteni cu care vâna. Nu știu anturajul lui. Dar știi ce înseamnă să ai un anturaj rău? Te depărtează de Dumnezeu, te depărtează de membrii familiei tale. Când s-a căsătorit, o cerut sfatul părinților? Nu. Altă eroare, au fost păcate fatale în viața lui, care i-au distrus viața și mântuirea și tot, și numele. Nu! El își petrecea viața la câmp și noi cum ne petrecem viața pe câmp? Știți cum îți petreci viața pe câmp? Și pentru ce ajungi până la urmă într-un final, într-un final nefericit, să-ți vinzi dreptul de întâi născut pe o ciorbă? O ciorbă de linte, cum a făcut el? Știți cum? Îți petrești viața foarte mult timp jucându-te pe jocuri. Da. Ești acum. Acum pe jocurile tale ești rupt de realitate, da? Ești rupt de realitate, da? Tu stai acolo, tu împuști, tu ucizi, tu omori cu pumnalul, tu la câmp acolo ești în mediul tău. Și toți te ascultă. Ai soldat sub ordine dacă joci cu un joc de asta de strategie. Îi zici, du-te pe minerale, du-te la un armament, du-te pe nu știu ce, du-te. Și ei se duc. Ești un stăpân acolo în jocul ăla. Toți te ascultă. Dacă îi spui la fratele tău în casă, du-te aduc un bar de apă, nu se duce. Și te nervează, dar te nervează rău de tot. Și ajuns să fii obraznic cu el. Dar acolo tu ești stăpân. Își petreci viața la timpul pe câmp, așa-i, și îți place. Pentru că ajuns să te rup de realitate, dar vreau să vă spun, timpul ăsta petrecut pe câmp, nu împărtășe cu Domnul, că dacă ar fi fost împărtășe cu Domnul în rugăciune la câmp, o slavă Domnului, așa din toată inima mea, așa, o, ce frumos e, dar tinerii să caută un loc în câmp unde ca Domnul Iisus Hristos să meargă în pădure într-un loc retras să se roage, da, ce slavă Domnului, du-te la câmp și roagă-te. Isaac, tatălui, când s-a întâlnit, când a văzut-o pe Rebeca, era la câmp, se ruga, cugeta acolo, da? Dar Esau nu făcea asta la câmp. Mă întreb, ce făcea la câmp? Vâna. Ce se întâmpla când trăgea cu arcul și nu nimerea vânatul? Nu erau părinții să-l audă cum vorbea. Vorbea, da? Și am impresia că vorbea bocos, pentru că dacă citim în Evrei, capitolul 12, versetul 17, haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului despre Esau. 16 cu 17, să citim, citim prima versetul 16. Vegheați, mucul, te rog frumos, așa? Vegheați să nu fie
între voi nimeni curvan sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Era lumesc. În ce consta lumescul lui, frații mei? A fi lumesc înseamnă a vorbi ca un om din lume. Știți cum vorbesc oamenii din lume? Ai dat după vânat, nu l-ai nimerit și trag în jurătură. Așa este sau nu e așa? Face ceva, dă cu ciocanul pe să degete, mai zice una, și pe cine nu jură? Că nu se înjură pe el că a fost înapoi. Și neîndemânat, nu? Esau era un om lumesc. Își petrecea vremea la câmp. Cum trăia la câmp? Ce făcea la câmp? Nu pot să vă spun sigur. Dar aici, în Evrei, apare încă un lucru despre el. El, în primul rând, aș putea să zic, era neascultător de părinți. Ascultați-o din ce o spune, era neascultător de părinți. Când s-o căsătorii, nu țin cont de părinți, nu țin cont de tradiție, să șed din neamul lui, așa. Și-au luat două femei păgâne, s-a căsătorit în lume. Și Rebecca, ok? Și Isacul plâns mult din pricina lui. Și-au produs durere părinților lui. Dar știți ce spune aici? Era și cumva. După ce avea neveste, mai mergea probabil și la altele. Frații mei, ce faci tu la câmp, unde nu te vede nimeni? Dar Dumnezeu l-a urât. Pentru că modul lui de a fi, de a trăi, de a se transpune în relația lui cu Dumnezeu, poate că nici nu a avut o relație. Sau poate că era evlavios, poate că mergea și el când se făcea închinarea în familie, era și el pe acolo câteodată. Câteodată zic. Pentru că nu le-ai plăcea pe acasă. Ce faci tu mi-a spus? Dumnezeu vede. Țineți minte predica lui Melubrie? Dumnezeu mă vede? Țineți minte cum zis să scriem pe calculator acolo, Dumnezeu mă vede? Țineți minte? Cine ține minte? Mâna sus. Câțiva țin minte, mă bucur că altul mai ține că ce-ai scris. Slavă Domnului. Dumnezeu mă aude, așa-i? Așa, slavă Domnului, vedeți, mergem? Tatăl meu nu va predica. Vă provoc așa ca să nu se ascultați predicile, da? Dar ce facem noi în ascuns? Cum gândim? Gândul meu poate să fie foarte lumesc. Eu vă întreb pe dumneavoastră, Esau, cu ce a gândit el când i-a zis fratele lui, vine mai dreptul de tine născut, cu ce a gândit? Cu mine i-au gândit. Ziceți, eu spun de stare, e întrebare. Cu stomacul a gândit. Poți să gândești cu stomacul? Cum să gândești? Au trecut întâi prin stomac și apoi a ajuns la minte și au răspuns. Nu a gândit bine cu minte, au gândit cu stomacul. Ascultați-mă bine cu ce a gândit. Era lumesc. Câteodată îmi pare rău să spun și n-am vrea să spun în biserică aici, gândim cu altceva. Dumnezeu ne cheamă să gândim cu Duhul lui ce sunt, prin Duhul lui ce sunt. Auzeam un mesaj de mult și e foarte important ca voința noastră să o supunem Domnului și să ascultăm de Duhul lui Dumnezeu. Amin? Haideți să ne gândim la lucrurile acestea. Dar știți ce se întâmplă cu Esau lumescul lui? Avea un fel de a exagera. Era obosit. Eu cred că era obosit. Și eu am fost la câmp, când eram copil, m-am ajutat și eu pe câmp și am alergat pe acolo până nu mai puteam. Da? Și dar țin minte că erau momente când, după ce eram acasă obosit și dacă se strânea un nou joc cu copii, cu tineri, pe tot frate, mai fugeam încă două ore și nu mă opream. Dar ajuns acum de la câmp, de la vânătoare, probabil că era foame, zice, dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Era rupt de oboseală. Chiar credeți, ca un om bogat cum era Esau, tatălui avea sute, să nu zic mii de animale, de lapte, avea carne, avea ouă, avea mâncare, avea de toate, avea mâncare. Dar, frații mei, nu, lui trebuia ciorba aia roșiatică care... Ce bine mirosea și ce bine gusta. Era rupt de oboseală și așa de obosită s-o gândit că nu mai poate să meargă în cortul ăla unde probabil că aveau cu toții mâncarea și mâncau și robii și roabele și toți. Că nu era așa sărac să n-aibă ce mânca, era foarte bogat. I-a trebuit ciorba aceea. Frații mei, apar poftele aici. Avem să ne luptăm cu poftele. Un om firesc ascultă de poftele lui. Nu ascultă de Duhul Sfânt, ascultă și trăiește prin pofte și apoi dă drumul la pofte prin gândurile lui. În mintea noastră se formează imagini. Și imaginea astea ne duc în iazul de foc dacă le dăm voie.
sau imaginile astea, dacă le direcționăm în partea bună, ne conduce în cer. De aceea e foarte important în seara aceasta să înțelegem cine ne conduce viața noastră, Duhul Sfânt sau firea pământească, cu ce se hrănește mintea, inima, sufletul și Duhul. Ce lăsăm să-și facă cuibul mintea noastră? Frații mei, erau în fire, știți de ce? A considerat binecuvântarea lui Dumnezeu ca lipsită de valoare. E importantă binecuvântarea. Dar vezi, dar nu e acum, frate Solim, mi-e foame. Păi binecuvântarea cât trebuia să aibă dreptul de tine scurt? O porție dublă de avere. Păi după ce murea tata și mama, păi să mai aștept până moare tata și mama, dar ce urmea acum în fața mea și miroase așa de bine și așa de frumoasă. Da, frații mei, acasă de bine serios alături de acestea. Dar vreau să înțelegem lucrul acesta. Așa ne socotim ce avea mai scumpă. Ce faci cu dreptul de întinescut? Ce faci cu faptul că tu ai zis într-o zi, da, Doamne, vreau să fiu atot pentru veșnicie? Când vine ispititorul în fața ta, ce faci? Ce zici? Ce răspunzi? Când vine? Păi vine când ești rupt de oboseală, frate, în primul rând. Nu te supăra că spun. Încearcă să n-ajungi în starea asta să te rupi de oboseală. Că acum, atunci te lovește foarte puternic. Dar să știți că lovește puternic pentru că suntem tentați foarte mult atunci să ascultăm de fire și de poftele trupului. Dar nu numai atunci, ca să nu cadă în extremă, vă lovește și când sunteți prea îmbuivați și prea bine. Amintiți-vă de David, de păcatul lui cu Bașeba, da? Poporul era la război, se plimba pe acolo, te strași în Adam, templul și-a căzut casă și-a căzut în păcat. Dar vă lovește oricând, dar lovește când ești rupt de oboseală. Încearcă, ascultă-mă bine ce spun, îți dau un sfat. Când ești rupt de oboseală, sau mai în altă ipostază, poate nu mă repart în așa rupt de oboseală, dar când ești nervos și supărat tare, știi ce? Nu lua nicio decizie. Ascultă-mă bine, niciodată. Aveam un frate din Săcele pe care iubeam, nu pot să văd odată. Am vorbit cu el, am avut o părtășie și îmi zice, frate Sorin, eu când mă enervez, tare și sunt cu camionul care așa fel, și te ascultă, mă opresc camionul pe dreapta, mă dau jos, poate că va curea în jurul camionului, de cel puțin trei și mă rog Bogu, dacă o să mă liniștească. Zice, da, zice, nu iau nicio decizie să depășesc, să-l transunez, să-i dai fața, să mă duc în fața lui și apoi să frânez brusc, și că nu-i îmi face. Dar opresc și mă liniștesc și mă calmez înaintea Domnului. Ce învățăm de aici, frații mei? Ascultați-mă bine. Nu luați decizii importante. Când sunteți obosiți, când sunteți deprimați, când sunteți rupți de oboseală. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin? Fiindcă sunt rupt de oboseală, pentru aceasta s-a dat de sau numele de Domn. Frații mei, lucrul acesta, că și-a văzut dreptul de întinescut, a ajuns așa de cunoscut, că până acolo i s-a schimbat numele. Ți s-a întâmplat să faci ceva și să se schimbe numele? Ți s-a întâmplat să faci tot timpul ceva și cineva să-l găsească o corectă? De atunci i s-a schimbat numele. Oricum diavolul încearcă să ne schimbe numele, dar lui i s-a schimbat numele, așa rușine o trăim. Un lucru foarte important pentru tineri. Știu că nu e o seară de tineri, dar acum scuzați-mă, fac ceva și tot la tineri mă îndrept pentru că erau băieții ăștia tineri. El zice, dar la ce-mi folosește dreptul ăsta de întâi născut? Iată-mă, sunt pe moarte. La ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? La ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și-a luat o decizie și l-a vândut. Când ești tânăr, iei decizii care când ești mai bătrân îți pare rău. Ei luat și mai sunt, unele sunt iremediabile, ascultați, iremediabile. După aia vine cuvântul și ne spune că când a fost să-l binecuvinteze, a cerut binecuvântarea Noului Testament în Evrei. Să citim Evrei acum 12:17. Zice, știți că mai pe urmă, știți de ce zic frații mei tine? Era tânăr atunci, era un băiat așa,
Dar mai pe urmă. Și ce înseamnă mai pe urmă? Mai târziu, că vine timpul ca să-ți culegi roadele la ce ai făcut când erai tânăr. Când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit. Probabil că avea undeva la 40 de ani sau peste 40 de ani. Pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Și a făcut două greșeli acolo. În primul rând, atunci a greșit așa și o cerea cu lacrimi. Și frații mei, vreau să dau o șansă la cei care ați greșit. Și că sunt pe voi care au greșit și mă gândesc că sunt. Cui a cerut el binecuvântarea acolo? Tatălui meu. Știți unde a greșit? Și n-a înțeles niciodată. În primul rând, binecuvântarea lui Dumnezeu. Chiar dacă o rostește un om, el n-a plâns către Dumnezeu, el n-a strigat către Dumnezeu, el nu s-a dus unde o trăbit. S-a dus unde o trăbit. Și-a rămas acolo unde a fost. De aceea, dacă cineva este și a ajuns undeva unde nu trebuie, să meargă unde trebuie să primească binecuvântarea, că Dumnezeu o dă. Amin? Vine mi-a dreptul de-n tine scut. Esau a zis, iată, mă sunt pe moarte, la ce-mi slujește dreptul acesta de-n tine scut? Și Iacob a zis, jură-mi întâi. Vreați-mi, așa face diavolul. Îmi pare rău că așa lucrat Iacob, dar așa lucrează diavolul. Iacob acum avea o surpriză mare. Băi, nu vine să crezi, zice Iacob. Pentru o mâncare, mă, pentru o ciorbă. Să-și vânde dreptul de-n tine scut. Jumătate din avere să fie a mea. Pentru o ciorbă. Păi aici am câștigat, sunt bucurat de acolo. Și îi jură. Îi jură și își pierde dreptul de cunoscut. Își pierde și binecuvântarea. Acum aș vrea să te întreb și să întreb pe fiecare membru a bisericii. Ce ciorbă îți place ție? Am o întrebare mai simplă atunci. Cui place ciorba mâna sus? Mie îmi place ciorbele, îmi place ciorbele bune. Îmi place cineva ciorba din biserică. Frate Iosif, cum am noi și Daniel. Bun, uite, și Ianis. Frate, ia. Frații mei, ce ciorbă spirituală îți place? Vorbesc de o ciorbă care nu este bună spirituală. Îți place mai mult ca cuvântul Domnului. Care-i ciorba care înlocuiește rugăciunea? Care-i ciorba ta care înlocuiește cuvântul? Care-i ciorba ta care îndepărtează pe Dumnezeu din viața ta și ajungi până acolo ca Dumnezeu să te urască? Care-i ciorba asta? Nu jura pentru ea, nu jura! Nu-ți vinde dreptul de întâi născut pentru o ciorbă! Că știți ce? Ciorba asta! Știți cât durează să mănânci o ciorbă? Cât durează să mănânci o ciorbă? Frate Ghică, cât durează să mănânci o ciorbă? 5 minute? Întâi care mănâncă așa mai... Filip, la tine cât durează? 20. Filip era mai lung din tatăl de mâncarea. Domnul să-ți vine cu viteză. La unii durează mai mult. Dar știi, am citit textul ăsta și așa, vă spun sincer, m-a șocat. Că zice, ascultați. Esau i-a jurat și astfel și-a venit dreptul de întâi născut. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de limbă. El a mâncat și a băut. Apoi s-a sculat și a plecat. Măi, nu știu, atâta de set mi s-a părut așa lucrul ăsta. O mâncat și o băut, acum s-a sculat și a plecat. Cum mi se pare? E ceva spectaculos? E ceva spectaculos? O mâncat? O terminat de mâncat? Nu știu cât de bine e o căzută la urmă ciorba cu costia care a făcut-o. Părtășie cu fratele lui Navia. Ce se fac acolo? S-a sculat și a plecat. Știți de ce? Că diavolul vine cu clipa. Nu? Ce zice? Trăiește clipa. Iată? Nu da pasărea din mână pe cea de pe gar. Cine știe cum e cu veșnicia? Există viață după moarte? Nu există viață după moarte? Dar trăiește clipa. Nu? Asta e sloganul zilei. Și la școală ne învață și căsătorul ne învață. Trăiește clipa. Oamenii nu se gândesc că trăiești clipa, mănânci, te scoli și apoi pleci și sunt prost consecințele. Au fost alții că și-au trăit clipa și-au rămas cu un copil în urmă. Și-au durat 5 minute, au durat o jumătate de oră. Dar și-au trăit clipa. Și păcatul și blestemul lui Dumnezeu au venit peste ei și consecințele. Și David și-au trăit clipa. Și toată viața lui după aia a avut de suferit. Viața lui dintr-un salmist a devenit într-un fugar. Copilul lui a făcut probleme. A fost iertat. Ascultați-mi ce spun. A fost iertat. Dar consecințele au venit. Știți ce se întâmplă cu păcatul? Am o întrebare. Filip, tu te-ai jucat vreodată cu magneți?
Tini bëra, të është të ratë të këmë amnetës? Uja, të është të ratë të këmë amnetës? Unë të njërë ka është të ratë këmë amnetës dhe akodin këtë sëra. Edua, të është të këmë amnetës vëtëtë? Maru? Të është të këmë amnetës? A apropia vëtëtë magnetës i ku pori o kushë, așa do parë, mui pori o kushë. Nordu, kusu, duk martit, ku pori care sunt plusul cu minusul de-o parte? Ce se întâmplă? Să le schimb pori o kushë. O plus cu minus se atrag, da? Dar știți ce se întâmplă? M-aș crede foarte mult cum aveți. M-a plăcut, era o pasiune pentru mine, da? Una dintre ele. Dar ce se întâmplă? Mă jucam așa și încercam să-i aduc cât pe aproape și... Uite așa cu ceva. Imposibil. Iarăși... Cumpărați copii la magneții voștri, că odată... Magneza copiii voștri, că odată nu știu ce să ia. Și nu s-o juca cu ei. Să joace cu ei. Frații mei, știți? Așa e cu păcatul. Clipa. Te joci așa un pic. Se întâmplă, frații mei. Asta e realitatea. Ne jucăm cu păcatul și ce? Un pic. Jucați-vă cu magneții și aduceți-vă aminte când mă jucați de ce m-am spus. Așa este cu păcatul. De aceea cu păcatul ne jucăm amin și cu păcatul nu trebuie să fim opuși. Doi magneți de pol opuși și vă îndemn să puneți acasă doi magneți de pol opuși să vedeți ce fac. Ce fac, Filip? Știi? Tare! Se depărtează, se resping! N-ai ce căuta cu păcatul. Tu ești copilul luminii, copilul Dumnezeu, te respinge. Păcatul pe tine te respinge, tu n-ai ce căuta în prezența păcatului. Tu n-ai ce să trăiești clipa păcatului. Pentru că îți vei trăi clipa veșniciei cu Dumnezeu. Toți am făcut matematică la școală și am învățat cu o axă de simetrie, cu zero, cu minus infinit și plus infinit. A fost un zero când te-ai născut. A fost un zero când ai avut 4 ani. Un 4 ani când am ajuns eu în Canada. Acum ai 18 ani, așa-i? Ai 18 ani. Se merge în timp până în momentul când trecem în veșnicie. Dar este o axă a timpului. Să știi că pe axa mergi în minus infinit sau în plus infinit. În momentul când vom pune mâinile pe piept și vom pleca, sau poate că unii îmi vor pune, ok? Destinul nostru este scris. Apocalipsa zice, s-a deschis o carte. Și morții vor fi judecați pe fapte scrise în cartea aceea. Și numele celor ce nu s-au găsit scris în cartea vieții, ce s-a întâmplat cu ei? Au fost aruncați unde? În iasul de foc. Frații mei, cât costă? Cât costă plăcerea de o clipă? Așa că costă prea mult. Să-ți dea cu mine că costă prea mult. Dani, pe că numai atâtea versete am avut să spun. Scuze-mă de te-am deranjat. Dar suntem acolo, că ciorba de limbe sunt jocuri de noroc. Repet, jocuri de noroc care sunt foarte periculoase și otrăvitoare și produc dependență. Mă întreb, ce-ar fi trebuit să-i spună Esau lui Iacob? Ce-ar fi trebuit să spună? Claudiu, ce-ar fi trebuit să spună? Nu știi? N-au? Ha? Nu! Eu știi ce-aș fi spus? Bă, dar mă crezi așa de nebun să-ți văd eu dreptul de întâi născut? Știi ce înseamnă dreptul de întâi născut? Știi că eu rămân primul și atunci era pe clanul și eu conduc clanul? Tu știi că eu devin cel mai mare din casa tatălui meu și eu vă conduc pe toți? Știi că am parte de avere? Știi că am binecuvântarea? Sunt capul familiei, sunt liderul spiritual? Știi că se va chema Dumnezeul lui Avram, Isaac și Esau? Știi sau nu știi? Nu s-a mai chemat Dumnezeul lui Esau. S-a chemat Dumnezeul lui Iacov. Știi ce pierzi? Asta ar fi trebuit să-i spună. Mănâncă-și ciorba dacă nu vrei să le dai. Mă duc și mănânc altceva. Așa este, frații mei, așa trebuie să facă Esau. Și vreau să termin cu o întrebare. Cine vrea să-i spună în seara aceasta Dumnezeu? Doamne, te prețuiesc mai mult decât o ciorbă. Te prețuiesc mai mult decât o ciorbă de limbe. Mai mult decât toate bogățiile lumii acesteia. Iuda, ok? Iuda l-a vândut pe cât? Pe 30 de arginți. Aproximativ 120 de dolari. L-a vândut. Dar tu ce-i spui seara asta, Domnului? Îl iubești mai mult decât o ciorbă. Ești gata să te consacri lui Dumnezeu în continuare? Ești gata să zici, Doamne, Tu vei rămâne
Și am eu mai scump pe pământul acesta? Nu mă voi lepăda de tine? Nu voi jura contra ta? Îmi voi păstra dreptul de întinăscut? Îmi voi păstra haina curată și albă până în ziua arătării lui Hristos? Sau îmi spasă? Sau continui să fie ca Esau lumesc? Sau va veni ziua când va zice Dumnezeu într-o zi? Depărtează de mine că nu te cunosc. Du-te unde ți-e locul. Domnul să ne aștept să ne binecuvânteze și să luăm o tărâri bună și corectă în Dumnezeu. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dragii mei, frați și surori, s-a vorbit și a vorbit fratele aici, fratele Sorin, de dreptul de întâi născut. Bineînțeles că acest, oarecum, acest drept atunci avea o altă semnificație față de care o are astăzi. Deși nu era o poruncă, nu era legea, ar vrea să vă spun că Esau acesta avea un drept care Iacob nu l-avea. Pentru că atunci când Isaac s-a apropiat de plecarea lui și când a simțit că ziua plecării lui este aproape, i-a spus să vină Esau să-l binecuvinteze. Dreptul de întâi născut consta într-o binecuvântare pe care Esau a nesocotit. Și nu i-a dat importanță prea mare. Poate vă întrebați și în ce binecuvântare consta dreptul acesta de întâi născut. Aș vrea să deschideți cu mine cartea Genesis, este numai o pagină după aia, capitolul 27, versetul 28, să vedeți ceea ce a primit Iacov și trebuia să primească, de fapt, Esau. Isaac a vrut să-i dea această binecuvântare sau când a rostit aceste cuvinte, el credea că Isaac, că Esau este înaintea lui. Și spune așa, să-ți dea Dumnezeu roa din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug, să-ți fie supuse noroadele și neamurile, să se închine înaintea ta și să fii stăpân fraților tăi. Și fiii mamei tale să se închine înaintea ta. Blestemat să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Iată binecuvântarea care a primit-o, care a pierdut-o Esau. Măcar că după aceea vroia să-și câștige această binecuvântare cu lacrimi. N-a mai primit-o pentru că ea a fost dată. Și spunea Isaac, Dumnezeu sau va fi împlinit această binecuvântare așa cum a rostit. Și pentru tine nu mai am nimic. Poate ne-am întrebat în vremurile în care trăim noi, oare cum am putea să facem o paralelă între această învățătură și vremurile noastre. Pentru că fratele Sorin se referea la tine, aș vrea să rămân și eu în această direcție și aș vrea să vă spun tinerilor. Dreptul acesta că v-ați născut într-o familie credincioasă și ați fost învățați de mici să slujiți pe Dumnezeu. Să știți că dreptul acesta mulți se vor învârti în jurul vostru ca să vi-l ia și să vă ofere lucrurile acestei lumi ca să-l vindeți, să vă pierdeți aceste binecuvântări. Spune biologii și poate greșesc la număr, dar spune biologii că în stomacul omului sunt în jur la 200.000 de neuroni și de multe ori omul judecă și cu stomac, nu numai cu mintea, cu creierul. Probabil Esau a fost căzut în această plasă. A judecat cu stomacul și stomacul i-a impus oarecum legi. Dar ceea ce am găsit în cuvântul lui Dumnezeu, foarte important, este ultimele cuvinte care le-am citit în această seară. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Oarecum nu l-a considerat ca fiind ceva care l-ar avantaja. Dragii mei tineri și frați și surori, cei care ați crescut în familii de credincioși și cei care n-ați cunoscut lucrurile murdare ale lumii și ceea ce lumea vă oferă, aș vrea să vă spun că poate de multe ori
Vă uitați cu jind, așa cum spunea, la un moment dat un psalmist, în psalmul 73, era să-mi arunece piciorul când mă uitam cu jind, oarecum, cu părere de rău și cu gelozie, la cei din lume sau la cei răi, văzând că le merge bine. Aș vrea să vă spun că de multe ori poate vă uitați în jur și ați vrea oarecum pentru umblii de linte sau pentru lucruri vremelnice din lumea aceasta, lucruri păcătoase, lucruri care pentru o clipă v-ar da o anumită, să zicem, plăcere. Aș vrea să vă spun, nu vă uitați la o supă de linte sau la o supă de fasole sau lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și să vă vindeți oarecum tinerețea pe lucrurile acestea. Pentru că aș vrea să vă spun, dacă rămâneți în acest drept de întâi născuți, în casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, vă așteaptă binecuvântări mari. Și binecuvântările lui Dumnezeu nu sunt vremelnice. Nu sunt pentru 5 minute. Nu sunt ca să stați stângere pe setea până la următoarea masă. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt veșnice și pentru totdeauna. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne dea pricepere și spunea fratele Sorin și mă alătur să nu gândim cu stomacul, să nu gândim nici măcar cu mintea și cu logica. Știți cu ce să gândim? Călăuziți de Duhul Sfânt. Pentru că El o să ne spună atunci ceea ce să alegem. Și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să facem o rugăciune de mulțumire, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, iar în a doua parte să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu și Domnul să ne păzească în săptămâna în care am intrat. Amin. Să ne rugăm Domnului.